bine ai venit! Trebuie să schimb numele. Bad Angie. Angel Angie. Bad Angie, dar bună. Bună, bună. Bună e bună. Mă rog, bună nu prea e starea ta în ultima vreme. Când am terminat sezonul, n-ai să termin sezonul, știi că vreau să rămână toată lumea împăcată când plec eu în vacanță. Ca să nu vă am pe suflet, să nu vă port povară. Și era într-o relație, ți-am cunoscut și jumătatea și mă așteptam în toamnă să trimit echipă de filmare la o cununie civilă, la un oficiu, la un sfat popular, cum se spunea pe vremuri. Hai, să nu exagerăm. Ce s-a întâmplat? Așa repede n-am cum. N-am făcut-o nici după un an în relațiile mele mai vechi, bare să o fac după 2 săptămâni. Cât aveam? Ce să se întâmple? Am considerat că e mult prea copil pentru mine și constat. Nu era bărbat, adică uite-te la mine, mă uit la mine, mă uitam la el, adică... Da, el în esența lui acolo e bărbat. Mi se părea foarte masculin, așa, cu niște... masculin, păi îmi plac bărbații feminini, cu toate că se poartă, e un trend treaba asta, bărbatul să fie mai feminin, însă el e mult mai copil, așa am considerat. Aha. Eu. Era mai... Copil la mentalitate. Nu, ca vârstă. Nu, aceeași vârstă. E aceeași vârstă, da, noi ne maturizăm... Mai greu, da, după 4 ani, da. Ce să zic, am considerat că e mult mai ok așa, să fim prieteni. Și au rămas prieteni, amici. Eu nu cred în prietenia de după relație. Da, să știi că există. Dar înseamnă că n-a fost iubire. Păi n-a fost. Păi zi așa, măi, Bad Angie, de ce mă necăjești? Păi n-am avut timp când era să fie. A fost prea scurt și na. A fost doar un pansament, cred. O zici? Păi hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimul an în viața ta. O recapitulare sentimentală. O recapitulare așa... Bine, hai, scurtă. Or să răsfăim. Bine. Să facem un rezumat. Ce s-a întâmplat în ultimul an? Ai fost iubită și... Abandonată. Părăsită. Pune, nu te feri. Abandonată, păi nu mă ferez, nu e... În general, să știi că femeile frumoase și puternice, ele sunt singure. Întotdeauna a fost așa. Îmi pare rău pentru bărbați că nu pot să fiu o femeie slabă, nu pot să tac din gură, nu pot să stau cu capul plecat, pentru că nu pot. Uite, vezi, Bad Angie. Când spuneai tu prima oară când ne-am văzut, de ce, că nu mi se pare că ești Bad Angie. Ba da, eu sunt Bad Angie, dar cu bărbații din viața mea, pentru că nu pot să accept orice bărbat în viața mea. Păi stai un pic, mai devreme te plângeai că era prea copil. Acum te plângi că bărbații nu acceptă să fie controlați. Vezi, femeia, niciodată nu știi ce vrea. Și atunci, să nu mai întrebăm noi odată, ce, Doamne, își dorește femeia? Măi, în momentul când vii acasă și ești obosit și vrei o susținere morală sau... Adică nu vrei să fii luat în joculețe sau lasă că trece sau nu știu. Adică el e copil cam tot timpul. Eu nu pot să fiu copil tot timpul. Nu știu, nu n-a fost să fie, mă rog. De fapt, cred că problema nu este nici că el e prea copil, nici că ălalalt nu a vrut să fie controlat de tine. Cred că problema că niciunul, nici celălalt, așa, nu ți-a oferit suficientă atenție. Adică o femeie când nu are atenția din partea unui bărbat, s-a dus. Am avut atenție. Tocmai atenția o am mai mult acum decât o aveam când eram împreună. Poate e mai bine așa? Păi asta zic. Cu siguranță e mai bine așa. Eu nu am timp, eu recunosc. Nu... Dar cu ce? Tot în bucătărie? Tot în bucătărie. Învăț foarte mult și vreau să ajung cât mai sus și studiez foarte mult diferite bucătării. Și na, mă axez foarte mult pe treaba asta, vreau să dau de permis. Și eu. Că mi l-au luat între timp. Da, da. Da. Așa, îmi pare rău. Dar... comparând cele două despărțiri majore pe care le-ai avut în ultimul an, după prima, cred că ai suferit mai mult decât după asta.
Adică nu te văd suferind, nu te văd într-o perioadă în care să... Păi în prima s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu sarcina. Era logic și normal să sufăr mult mai mult. Aici a fost acolo așa. Ai pierdut și o sarcină, nu doar o relație. Asta zic, da. Aici a fost așa, mai o joacă de copii, un pansament, putem să spunem, cum ai spus tu. Dar nu chiar pansament, că nu o femeie dacă iese dintr-o relație, chiar dacă rămâne prietena fostului, nu e cumva un eșec faptul că se termină relația și îți dă seama că ea nu a iubit? Adică totuși e un timp pierdut. Când iubești, da, chiar dacă se termină, mă, măcar am iubit, adică am păi fost toată acolo. Păi de aceea cred că pun punct foarte repede relațiilor în care nu mă simt ok și împlinită și... Și, na, asta e, e secolul vitezei, o relație se termină pac-pac imediat. Secolul vitezei, asta nu înseamnă că trebuie să iubim câte unul pe săptămână, să avem câte o relație pe săptămână. Nu iubim câte unul pe săptămână, dar dacă nu e ce trebuie să fie, după o săptămână, Hai să facem portretul robot al celui care ar trebui să fie. Stai să mă așez mai bine. Ia spune, eu desenez o față de... O moacă de bărbat, o siluetă de bărbat. Și tu îmi spui ce ar trebui să aibă, da. După care nu, prezentăm... Nu am ceva. Ești pricepută la desene, Elena? Nu prea. Nu prea, nici eu. Hai, nu contează, zi. Dar nu am, nu știu ce să zic, nu am ceva anume, adică un tipicar de bărbat sau... Deci trebuie să aibă muși, da? Pătrățele? Nu neapărat, nu. Nu? Fără burtică? Nu. Nu exagerat, dacă e încă. Dar nu mai bine desenezi tu. Ia. Deci cum ai vrea să arate bărbatul? Trebuie să fie... Să aibă două mâini, două picioare și un cap. Bun, asta îi fac eu. Două mâini, două picioare și capul. Și barbă. Și barbă, neapărat. Păi bărbatul fără barbă nu se poate. E ca okay. Femeia care nu știe să... Desenează-l tu în cele ce urmează. Să aibă creier și atât. E tot ce contează. Cum îi fac așa? Păi așa, un creier. 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 Desen naiv fac, dar o să vă prindeți cam ce vor femeile de la noi. Bun, două mâini, mână. Mână. Mână, să... Ok, deci simt, fac și niște bicepși. Nu neapărat, adică... Bine, dar nici să se ferească când vin cu cumpărăturile, să zică, ia mami și cară tu că eu nu mai pot, adică... Trebuie să fie bărbat, nu? Îți placă ea cu picioare mai scurte, mai lungi, mai... Recunosc că îmi plac bărbații înalți, nu îmi plac bărbații. Deci îi fac picioare mai lungi, așa? Burtică? Cum vrei să-i desenez corpul, adică un oval, păi un rotund. Păi nici nu am pătrățele, așa că nici el nu trebuie să aibă neapărat pătrățele. Am chiar tu l-ai pe vinoncon, nu trebuie să ai pătrățele. Deci cam așa ar trebui să arate bărbatul ideal? Dar aia e chiar o burtă. O siluetă măcar. O... Așa, mai pe dreptunghi? Mai pe... E ceva. Am înțeles. Deci un pic de creier, nu contează ochii... Gura să nu aibă, în principiu să nu aibă gură. Să aibă gură, că ne trebuie, credem. Da, dar gură mică, uite, fac o gură micuță de tot. Bine, dacă zic așa. Limbă după barbă aia, să aibă. Ceva. Barbă neapărat. Perfect, deci să fie hipster de asta. Da. O mână cu un pic de protuberanță. Să-i fac și niște pantaloni scurți, iar în pantaloni nu ne interesează, nu ne interesează, nu? Să aibă un buzunar de la spate. Nu ne interesează? Vă interesează? Logic. Nu ne interesează. No. Stai mai, dar inima nu vei să aibă inimă mare, nu? Inima, da. Uite. Să fie mare. Și pe ea se scrie așa și o săgeată, bam. Și pe ea se scrie forever, forever. Young. Pe ea se scrie Bad Angie forever. Deci asta e. Gata. Portretul bărbatului și, ideal. Care te regăsești în acest portret? Eu, făcut de Mihai, deci cu drag te aștept la mine la restaurant, nu pot să zic unde, că fac reclamă. Exact. Sau trimiteți o poză pe conturile de socializare. Sau, da. Ne vedeți cu numele... pe pagina oficială, știți voi unde. Cum se numește? Bedengi? Bedengi. Bedengi, normal. Păi, logic. Copilul ce face? Ce să facă? E bine. Începem școala, fotbaliști. Da, înțeleg că tu ai renunțat la... cum se zice, că n-am făcut niciodată asta. Ai cedat custodia, nu? Da. Ai renunțat la custodie? Sau? Da. Dar de ce ai făcut asta?
a fost o birocrație, nu e ca și cum am cedat copilul meu lui pentru totdeauna. Uh-huh. Am cedat pentru că m-am considerat că lângă el, majoritatea timpului, ar fi mult mai ok lângă el. Dar păstrezi relația, adică te implici în creșterea lui. Normal. Da. Vorbesc mai des cu soția lui decât cu el, sincer. Pe bune? Sunteți prietene? Da. Mă, dar cum le iese onora să fie prietenă și cu fostul iubit, să fie prietenă și cu, soția fostului soț? Da, păi suntem două femei mature, adică... El e mai copil. Nu știu, ne împăcăm mult mai bine. Când e vorba de copil și de ce trebuie să cumpărăm, de exemplu, m-a sunat să-mi zic că Angie nu mai cheltui bani pe rechizite, că am luat noi acum. Și ce frumos! Așa, adică, da. Ce frumos! Da, ne împăcăm foarte ok. Azi. Ne împărțim vacanțele, nu avem nicio problemă. Ești un obiect de studiu, fără doar și poate. Da. Recunoști că ești altfel. Da. Ea este Bad Angie, doamnelor, domnișoare și domnilor. Prima noastră invitată în această seară de la Răi da Buni. Ne întoarcem cu altele și cu alții imediat după pauză. Bună seara!